Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Ia uitați, vreau să fac un nou vlog pe ploaie. Plouă. Ia uitați cum stau găinile afară, dar nici nu se bagă înăuntru. La rațe este bucuria lor. Ia uitați-le. Nu au luat niciuna. Rațele românești, cele adulte, le vând. Am și găsit cumpărător. Uitați ce fericite sunt că plouă. Foarte fericite ele. Plouă în continuu, de o oră, două. Nu, o oră și jumate, ceva de genul. Ia uitați, câțiva stau aici. Ia să vedem dacă au ouat. Ia uitați capra. Văd că au ouat două rațe leșești, două găini, aceste două sunt de găină, și o bibilică. Ia uitați. Acum se vede. O bibilică. Acesta este de bibilică, mai exact. Ia uitați ce rața cum stă acolo. Mai are câteva zile. Și puii ciocnesc bobocei. Ia uitați ce acolo. Iese când vrea la mâncare. Iese când vrea să bea apă. Singură, nu trebuie să dau eu. Ia uitați, stau la... Uitați-l și pe acesta. Mă gândeam să-l vând, dar nu-l vând. Mă gândeam la perechea să o vând. Ia uitați și rățoiul. Acesta este tatăl bobocilor la acea rață. Și bibilicile. Ia uitați și caprele. Intrăm puțin la ele. Pe aceasta o cheamă Nușa. Ia uitați, Edu. Am venit să le dau puțină mâncare pentru că plouă și le-am adus burian. Mai exact. Au fost și pe deal, dar trebuie să le aduc mâncare pentru că nu am de ales fiindcă plouă. Le-am adus puțină iarbă și mai mulți frunze de salcâm. Ia uitați această iadă. Ia uitați-o. Ce mare au crescut. Stați să oprim pe asta să vă arăt ceva la ea. Doar o iadă o să țin. N-au luat nicio găină pe aici pentru că mai o au. Și vreau să o prind pe aceasta, să o trag puțin să vă arăt ceva. Ia uitați, am pus un colier la gât. I-am pus un colier cu zodia mea. Cu rachia, uitați. Acum se vede. L-am pus la gât. Îl are la gât. Este o fetiță foarte cuminte. Asta am primit-o cadou de ziua mea. Și am mai avut una tot cadou. Am primit două capre cadou de la sora mea. Dar am mai avut una și din păcate la fătare când a lepădat. A născut înainte de termen și a murit. Asta e. Mergem mai departe. O să-mi iau, cred că luna care vine acum în iunie, o să-mi iau să strâng de pe jos
O să-mi iau niște gâște. Ia uite și găinile. Ia uitați, plouă. Bun, dragi prieteni, cam acesta a fost vlogul. Dacă vă plac vlogurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați like, share și subscribe și ne vedem pe data viitoare. La revedere!